Você? Não, pra mim, importante pra Avelos, não? Não, em Minas, tá? Dá. Deci, începem peste familie, te rog să spui. Așa ce, cu ce începem? Bună ziua, dragilor, și punem la întâlnirea cu prof online, nu așa? Le spun prietenilor noștri să deschidă caietele și să înceapă să urmească lecția. Cei care stau acum acasă și știu treaba asta, sunt foarte fericiți. Noi venim la treaba aici ca să-i facem o bucurie. Te rog, Stefania. Ai egal cu mulțime, tuturor vișilor. Proprietatea că X aparține numerelor naturale. Da. X se divide la 3. Da. Și X este mai mic decât 17. X mai mic decât 17. B aparține mulțimii. B egal cu mulțimea? Da, B egal cu mulțimea tuturor X-ilor. Cu proprietatea că X aparține numerelor naturale cu stelul. Așa. X mai mic decât 3. X mai mic decât 3 și? Și după trebuie să calculăm A reunit cu B, A intersectat cu B. A, deci numai toți X și mai mic decât 3, nu? Da. Păi B o putem face deodată? Cât este B-ul? Putem completa. Toți X și mai mic decât 3. 1 și 2. 1 și 2, atât. Și 0. Și fără 0. A, fără 0. E în steluțe. Deci mulțimea formată din 1 și 2. Corect. Iar sunt toți X-ii care se împart la 3 și sunt mai mici decât 17. 3, 6, 9, 2, și 0, 5, și 0. Și 0 se împarte la 3. Deci 0, ai zis 3, 6, 9, 12, 15 și cam atât, nu? Da, nu mai mici 18. Așa este, da? 0, 3, 6, 9, 12, 15. Și? Și acum? A reunit cu B. Să facem A reunit cu B, nu? Da. A reunit cu B egal cu cine? Atunci. A. A reunit cu B egal cu mulțimea elementelor. Iată care să le dea reuniunea, punerea la un loc a elementelor. Da, adică 1 și 2. 1 și 2. 2. Punerea la un loc. Da, și după 0. 1 și 2, după care 0, 3, 6, 9, 12 și 15. Asta este, nu? Punerea la loc. Apoi. A intersectat cu B. A intersectat cu B, egal cu? Păi, nu este. Mulțime liber, sigur, dar nu avem nimic. Adică nu avem niciun element, nici măcar pe 0. Pe urmă. Asta nu am înțeles la școală. A ori B. Da. E produsul cartezian. Da. Da, produs cartezian, așa citim. Produs. Produs cartezian. Produs cartezian. Și ce trebuie să facă produs cartezian? Așa, ce înseamnă? Până acum știu să faceți reuniunea, intersecția, diferența, da? Da, diferența e ușoară. Diferența, tot ce e în A și nu e în B. Da. Produs cartezian. Sau dacă orice e în B și nu e în A. Depinde, dacă e A minus B. Da. A minus B sau dacă e B minus A, știm ghiță. Da, ce minus A. Produs cartezian înseamnă perechi. Ah, adică toate perechi. Toate perechile, o secundă. Toate perechile, perechi, adică luăm un element din primul și unul din al doilea. Adică 0 cu 1. 0 cu 1, 0 cu 2. Și pe 0 l-am terminat. 3 cu 1, 3 cu 2. Deci toate perechile în care pe locul 1 sunt cele din prima mulțime și pe locul 2 sunt cele din a doua mulțime. Deci e vorba de perechi, perechi. Adică 1 cu 0 și 2 cu 0. Nu! La B ori A va fi așa. Da. Dacă e A ori B, 0 pe locul 1 este ăsta. 0 cu 1 și 0 cu 2. Da? 0 cu 1, 0 cu 2. Apoi, vine rândul lui 3 care să facă pereche cu celelalte două. 3 cu 0 și 3 cu cine? 3 cu 2. Da? 3 cu 0, 3 cu 2. 3 cu, nu 3 cu 0, 3 cu 1. Nu m-a lăsat să greșesc. 3 cu 1 și 3 cu 2. Deci, 3-ul cu amândouă, dacă ar fi mai multe elemente, cu toate. Adică deci, toate care sunt în B. Da, toate care sunt în B.
Și după ce a terminat, o zice, gata, mă odihnesc acum. Și începe 6. 6 cu cine începe? 6 cu 1, 6 cu 2, da? 6 cu 1, apoi 6 cu 2. Și? 9 cu 1, 9 cu 2. Da? 9 cu 1, 9 cu 2. Apoi? 12 cu 1, 12 cu 2. 9 cu 1, 15. 9 cu 2. 12 cu 1, 12 cu 2. Gata. Apoi 15 cu 1 și 15 cu 2. Și asta este our B. Da? Our B. Punem virgulă între ele, că așa elementele se despărțeau prin... Deci nu mai sunt... Nu e vorba de un singur element în prozul cartezian. E vorba de perechi. Adică toate. Atenție. Adică toate luate la perechi. Asta da, vreau să zic. Deci produsul cartezian înseamnă perechi. Elementele sunt perechi. Adică, care e element acesta? Dați-mi exemplu de un element de mulțimea asta. Din mulțimea asta, un exemplu. 15 cu 1. Asta e. 15 cu 1 este un element. Nu zicem 15 și 1 deoparte, ci împreună ele sunt constituie o pereche. Mai cât cu da? Da, nici o pereche. Asta înseamnă produs. Produs cartezian înseamnă perechi, perechi, perechi. Da. Și fiecare pereche este un element al mulțimii. Da, cred că am înțeles. Mai poți să-mi dai și tu exemplu de un element al 15 cu 2. 0 cu 2. Un pic. 9 cu 2. 9 cu 2. 9, 2. 9, 1. Da? 3, 1. Sunt elemente ale acestei mulțimi. A ori B. Hai să facem și B ori A. Facem și B ori A. Nu știu dacă trage eu, dar facem noi. B ori A egal cu mulțimea formată din perechile. Și egal și 0. 1 și 0. Apoi. 2 și 0. Nu, se termină cu 1. 1 și 3. 1 și 3. 1 și 6. Corect. 1 și 9. 9. 1 și 12. Așa. 1 și 15. Da. Și s-a epuizat unul. El a făcut pereche cu toate acestea. Da, și acum 2 cu 0. Corect. 2 cu 0. 2 cu 3. 2 cu 3. 2 cu 6. 2 cu 6. 2 cu 9. 2 cu 9. 2 cu 12. 2 cu 12. Și 2 cu 15. Și 2 cu 15. Acestea sunt toate, toate perechile de la un capăt la altul când am făcut B ori A. Da. B ori A. La A ori B am 0, 1. La B ori A am 1, 0. Sunt diferite. Deci elementul 0,1, 0,1 e diferit de 1,0. Deci perechea asta contează care e pe primul loc. Da? Deci elementul 0,1 e diferit. Înseamnă că mulțimea asta e complet diferită de asta. Da? Deci îi spunem și noi. Deci A ori B e diferit de B ori A. Că toate elementele sunt distincte. Deci au urme diferite pe ora. Deci toate perechile sunt distincte aici. Una este 0, una alta e, una e 0, 2, alta e 0, 2, 0. Da. Una este 0, 3 sau 3, 1 și alta e 1, 3. Deci toate perechile sunt distincte. Așadar, mulțimea A ori B nu are nicio element cu B ori A. Da. Adică trebuie să spunem așa, că A ori B, intersectată cu B ori A, egal cu mulțimea vidră. N-au în comun nimic. Da? De data asta, A ori B, diferit de B ori A. Numai dacă ar fi fost elementul 2, 2. Dacă ar fi fost aici 2, în A 2 și în B 2, când făceam perechea 2, 2 și le schimbăm 2 cu 2, e același element. Da? Deci, în concluzie, numai o situație aceea permitea să spunem că au un element comun. Da. Te rog. A? Triunghi. A, da, da, da. Da. A, triunghi, B. Nici pe ăsta nu l-am înțeles. Da? Eu pe ăsta nu l-am învățat. A, triunghi, B este diferența simetrică, se numește aici. Da? Diferența
di te, rensa simmetrica. Și A delta B este egal... Delta. Așa, A trebuie B. Delta se citește, simbolul ăsta este delta, ca simbol, ca literă grecească. Da. Deci A delta B, delta da. Dacă... A, a egal cu A minus B, A minus B, reunit cu B minus A. Deci este A minus B împreună cu B minus A. Așadar, îmi trebuie A minus B să fac întâi, apoi fac B minus A și pe urmă le reunesc, le pun la un loc. Da? Deci urmează să mă gândesc acum. Mai întâi A minus B. A minus B egal cu. Ne uităm la A și la B și facem A minus B. În diferență ce punem? În diferență punem toate care sunt în A și nu sunt în B. Și care sunt toate? 0, 3, 6, 12 și 15. Adică sunt chiar 0, 3, 6, nu? 6 și 9. 0, 3, 6, 9 și 2. Așa. 3, 6. 0, 3, 6. B minus. L-am pus pe 6, nu poate de 2 ori. Egal cu? 6, 9, 12 și 2. Deci este chiar A. A minus B e chiar A de data asta, fiindcă interzicția e mulțimea dită. Da. Deci A minus B egal cu A. B minus A egal toate elementele din B care nu sunt în A. Adică 1 și 2. 1 și 2. Deci 1 și 2. B minus A înseamnă 1 și 2. Care înseamnă B în final. Și atunci A reunit cu B, A, nu A delta B asta, este de fapt A-ul, da. De fapt A-ul, reunit cu B-ul. Adică nu s-a întâmplat să fie așa. Dacă nu, când ne-ar fi dat, elementele de aici le reuneam și le puneam la un loc. Dar s-a întâmplat să fie chiar A. Da. Nu totdeauna este A. Da? O să facem un exemplu concret în care să nu fie A tot timpul. Dar acum, fiindcă A și B sunt în intersecția mulțimea vidă, A minus B înseamnă A. Iar B minus A înseamnă B. Și din cauza asta, A reunit cu B, A delta B coincide exact cu A reunit cu B, pe care am și făcut-o. A reunit cu B cât este? Da. 1, 2, 0, 0, 3, 6, 9, 12 și 15. Ca să mă fac mai bine înțeles, cred că am să am un exemplu în care să am o situație o situație de aceea în care mulțimile să aibă și elemente comune. Concret, concret. Ca să nu perdem din vedere ideea de a face cât mai bine înțeleasă problema. Deci acum, pe lângă cele trei operații care le știați, reuniunea, intersecția, diferența, au apărut încă două. E vorba de produsul cartezian și de diferența simetrică. Da? Iată concret cum trebuie să vedem. Luăm încă un exemplu, ca să vă fie vouă cât se doar poate. Doar câte dintre astea mai sunt? Poftim? Adică câte... Câte operații? Nu. Mă refer, mai este și pătrat și... Nu. Adică... Numai diferența simetrică, da? Că, vezi, s-a redus la operații deja știute, cu excepția produsului cartezian, care înseamnă perechi. Concret, hai să luăm așa. Fie mulțimea A mare, prin enumărare, îi dau concret elementele. 2, 3, 5. Iar B, egal cu elementul, 1, 2 și 7. 1 și 2. Hai să numai 1 și 2, poftim. Numai 1 și 2. Să facem pe rând toate operațiile. Te rog, Ștefania. Ștereți virgula. Așa. 1 și 2. Nu mai am vreo să-l pun. Așa. A reunit cu B, egal cu A reunit cu B, este egal cu toate elementele puse la un loc. Adică 1, 2, 3 și 5. Asta e A reunit cu B, da? A intersectat cu B. 2. Egal, toate elementele care sunt în A și
și în B, da? Intersecția comune. Da. Există numai doi, nu? Da. Să vedem. A minus B. Da. A minus B. Adică ce e? 3 și 5. Tot ce este în A? În A și noi e B. 3 și 5. Deci 1, dar pe 1 nu la. Păi... Tot ce e în A și nu e în B. Nu, aici, aici nu uite la mulțime de la început. Da? 3 și 5. Mai 3 și 5. Deci egal cu mulțimea formată din 3 și 5. B minus A, Ștefania. Lăsăm Ștefania să spună. B minus A, ce e în B și nu e în A. Exact. Egal cu 1. 1. Dar numai 1. Da, 1. Doar elementul format, doar mulțimea formată de elementul 1. Și acum să facem A, A, delta, B, A, delta, B, figle avem, înseamnă A minus B, reunit cu B minus A. A minus B reunit cu B minus A. B minus A. Adică 3 și 5. Corect, adică A minus B 3 și 5. La care adăugăm? Și 5 și 1. Și 1, sigur, da. Pe B minus A, care e 1. Da? Deci ne uităm, de-aia l-am zis imediat că sunt una sub altele. Da. Da? Una sub altele deja erau. A minus B era făcut, B minus A era făcut și acum reuniunea punerea la un loc. Da. Și să facem acum produsul A ori B. A ori B. Te rog. Acum mai e 2 și corect. 2, 1. 2 și 2. Perfect. 2, 2. După 3 și 1. Perfect. 3, 1. 3 și 2. 3 și 2. 5 și 1. 5 și 1. 5 și 2. 5 și 2. Și acum, Darius, B minus A. B ori A. A. B ori A. Da. B ori A. B ori A. Așa, și egal cu 1, 2. Corect. 1, 2. 2, 2. 2, 2. 3, 2, 1, 3, pardon. Deci 1, 3. Așa, 2, 3. 2, 3. Da, deci 1, 3, 2, 3, foarte bine, 2, 3. 5. Atenție. Pardon. 1, 5. 1, 5. Corect. Și 2, 5. Și 2, 5. Adică plecăm din unde? De la B la A. Da. L-am luat pe B, pe primul și cu toți ceilalți. Iar și zice 1, 2, 1, 3, 1, 5. Aș zicea. Da. 1, 2, 1, 3, 1, 5. După aceea 2, 2, 2, 3, 2, 5. Adică cu 1 făceam pe toți de la A. Ai înțeles, Darius? Deci 1, 2, 1, 3, 1, 5, 2, 2, 2, 3, 2, 5. Și intersecția. Și acum, dacă vrem intersecția, A ori B, A ori B, intersecta cu B ori A, de regulă, e mulțimea liberă. Dar aici, fiindcă s-a întâmplat ceva, sesizăm că este un element care este... 2, 2. Nu? 2, 2. 2, 2. Așa, 2, 2, nu 2 simplu. 2, 2, pentru că perechile ne interesează la produs cartezian. Astea sunt elementele. Da. Și cu ocazia asta am clarificat. Bine tot ceea ce provosesem, și anume, am descoperit care sunt perechile în clipa de față. Am văzut produs cartezian, am văzut tot ce trebuie făcut în legătură cu operație cu mulțime. Da? Deci observați ce am făcut. Am sesizat că sunt noutăți și fiind vorba de produs cartezian și cu diferența simetrică, am luat și un exemplu plus ca să înțelegem și mai bine. Nu ne mulțumim, facem greșiți și mergem mai departe, pentru că știți bine, începând de data trecută, dar mai ales acum punctez de astăzi începând, pe weekend aveți obligația ca să vedeți toate filmele din săptămâna asta. Deci, vineri,
și, nu, sâmbătă și duminică, să văd cele trei filme. La trei filme particip tu, Ștefania, da? Care particip la patru filme, care la cinci filme. Da? Toate vor fi văzute de voi și Ștefania, chiar dacă nu particip și eu, îl fac, filmulețul acela, cu atât mai mult trebuie să-l vezi. Pentru că trebuie să prind noutatea aceea, ca una care nu a avut șansa să vii la lecții, și atunci trebuie să-l vezi obligatoriu. Pe cele două obligatoriu, ca și cum înseamnă n-ar fi obligatoriu. Tot atât de obligatoriu. Dar o face sub formă de joacă, urmărit de acolo, și ce plăcut este să-ți auzi din nou vocea și să vezi acolo unde ai intervenit, să vezi ce chestiuni noi ai înțeles. Chiar și în capul meu, Doamne, încet vorbesc. Ia uite, el văzând filmul și a spus, vorbesc prea încet, nu? Și nu ți-a plăcut chestia asta. Deci un pic mai tare, nu să vorbesc ca să... Adică așa. Uite, deci în sensul, cam timpul ăsta trebuie să fie, nu? După ce tu l-ai probat, ți-ai dat seama că e bine să vorbești mai tare? Fiindcă nu se prea aude. Prietenii noștri, cei care sunt, care nu au decât șansa să vadă filmul, trebuie să și înțeleagă ce discutăm aici. Te rog, Ștefania. Determinați mulțimele A și B știind că sunt îndeplinite simultan condițiile. A egal semn de întrebare, B egal semn de așa încât să avem 1, prima condiție. A reunit cu B egal cu mulțimea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa, a reunit cu B. După a intersectat cu B egal cu mulțimea 1 și 2 intersectat cu B egal cu mulțimea bine. Începem. Cine e A și cine e B? A egal cu, deschidem, B egal cu, deschidem atolada și să vedem ce elemente punem aici. Păi la A reunit cu B, elementele comune. Da. Și putem să punem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și în A și în B. Poți să le pui și în A și în B. Da. Dar o secundă. Însă intersecția este cea care ne dă un mesaj foarte bun. Intersecția. Nu o să punem 3 și 4. Păi, de ce? Ce înseamnă intersecția a două mulțimi? Ce înseamnă intersecția a două mulțimi? Adică toate elementele luate la un loc. Ele comune. Da. Deci elemente comune. Adică în cazul nostru, ce intersecție avem? Intersecția 1, 2... Nu, păi intersecție ne uităm. Mereu limba curbă. Păi atenție, mult. 3 și 4. Da, 3 și 4. Deci comune sunt doar atât. 3 și 4. Adică pe 3 și... Asta e important. Deci vreau să înțelegi bine, Ștefania, că nu da, reuniunea. Am încurcat, da. Și tu ai încurcat, da? Eu mereu deci, încurc. Iată, cu asta începem. Deci elemente comune. Elemente comune. Da? Comune la intersecții. Și acum știm că le punem și într-una și în alta pe 3 și pe 4. Da? 3, 4 și sus și jos. Deci cu cine începem când avem de găsit o mulțime, a găsit două mulțimi? Cu intersecția. Că ea ne dirigează ce elemente punem și într-una și în alta. Intersecția ne dirigează, da? Bun, bun. Mai departe. Tot aici mergem. A intersectat cu 5, 6 și 7 face mulțimea vidă. Adică în A nu punem 5, 6 și 7. Foarte tare. N-am voie să-l pun. 5, 6 și 7. Deci adică îl punem în B. Adică îl punem în B. Că n-avem voie să-l punem în A, care apare la intersecții, nu? Deci, 5, 6 și 7. În B n-avem voie să punem 1 și 2. Așa adică că punem în A. În A, corect. Să
care... Încercăm să ne reunim, să vedem dacă acoperim. Acum. Apoi... Astea care le-am așezat, care am fost obligați să le dirijăm așa, încercăm să le punem la un loc, să vedem dacă ne dăm mulțimea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da. Așa este. Că punerea la un loc înseamnă 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7. Da. Sau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? Deci este perfect. Acum nu ne rămâne decât să facem ce lucru. Să facem proba, dacă vrem să vedem dacă a făcut o treabă bună. În mod sigur a făcut o treabă bună. Da. Ce observație merită să o țineți minte pentru toată viața? Când se pune mereu nu trebuie să încurcăm reuniunea cu intersecția. Da. Deci U obișnuit la un loc, deci când este în sus, nu? U obișnuit, adică la un loc, da, și când e invers, deci înseamnă numai elemente comune, care sunt și acolo și acolo. Intersecția, da? Intersecția, ce-i comun. Și unui drum și în alt, celălalt drum. Că zice că suntem într-o intersecție. Păi suntem pe parcă și pe primul drum și pe al doilea drum, nu? De aceea, de aici vine și povestea. Deci rămâne litere de lege, că începem totdeauna cu intersecția, că punem elementele acelea din... Ce? De ce? Pentru că intersecția ne indică elementele comune, adică care se găsesc și colo și colo. Deci în clipa aceea, fiindcă 3 și 4 se găsesc în intersecție, adică se găsesc și în A și în B. Și atunci ai startul corect. Da? De aia începe cu intersecția, care are un mesaj foarte puternic. Și foarte frumos. Da? Deci un mesaj foarte puternic, acela de a spune elementele ce le găsești și într-una și în alta. Iată, mai departe, o altă intersecție. E mulțime vidă, adică... Adică în A nu avem voie să punem 5 și 7? Că dacă l-am pune pe 5 aici, ar fi un element la intersecție cu mulțimea asta. Nici pe 6 nu avem voie, nici pe 7. Dacă nu le avem voie să le punem în A, le punem obligatoriu unde? În B. Pe 5, 6 și 7. Că ele sunt în reuniune. Sunt în reuniune. Deci trebuie să le pui ca să apară la un loc puse. Mergem mai departe. Se dau mulțimele. A egal cu mulțimea tuturor fizicilor cu proprietatea că X aparține numerelor naturale. Da. Așa. 3 mai mic decât X mai mic decât 7. Da. Așa. Și B. Atâta. Asta e condiția, da? Da. B egal cu mulțimea X aparține numerelor naturale, cu proprietatea că X este mai mic decât 3. X mai mic sau egal sau strict mai mic? Mai mic. Da. Și după efectuați, ai reunit cu... Am înțeles. Reuniunea intersecției, diferența plus carteziană, faci și toate operațiile. Da. Hai te rog, care sunt elementele de la 3 la 7? 4, 6. 4, 5 și 6. 4, 5 și 6. Deci egal mulțimea formată din 4, 5 și 6. Iar toate elementele din nestelat mai mici strict decât 3? 1 și 2. 1 și 2. Mulțimea formată din 1 și 2. Și acum A reunit cu B. A reunit cu B înseamnă mulțimea? Înseamnă toate la un loc. Punerea la un loc. Adică 2, 4, 5 și 6. Eu l-am pus, am început cu 4, 5, 6 și până l-am pus 1, 2. Nu e nicio problemă, nu are importanță ori din așa. După A intersectat cu B. Elementele comune. Da. Nu avem. Mulțime mică. După produs carte. A minus B, să facem noi. Facem noi. Păi, când tot asta trebuie. Era minus B. Da. A minus B egal cu A. Adică mulțimile care din A, A nu avem voie să punem A. Deci punem tot ce e în A și fără să fie în B. Da. Adică un... Adică un... 3... Adică 4, 5 și 6. 4, 5 și 6, da? 4, 5 și 6. Și B minus A? A egal cu 1 și B. Da? Este tot ce e în B, adică 1 și 2, și nu sunt în A. Păi nu sunt. Intersecția e comună. Și acum, A delta B
A delta B înseamnă astea două reunite, adică A minus B. Asta înseamnă A minus B reunit cu B minus A. Și e gamma e parte cu, ia să vedem ce obținem. A reunit cu B, reunit cu B. Egal cu 3, 4, 5. Toate mulțimile care nu sunt în egalul. Păi înseamnă A minus B reunit cu B minus A. Da, adică 1, 2, 4, 5, 6. Da. Adică reunit. El zicea numai așa, 4, 5, 6 reunit cu... 1, 2. Da. Adică punem deodată 4, 5, 6, la care adăugăm 1 și 2. Și cu asta e ca și cum ar fost reuniunea la început. Da? Și A ori B, hai să vedem și așa, A ori B, Ștefania. A ori B o să fie 3 cu 3. A ori B, astea două, nu? Așa, da, acteptul, mă uitam. Așa, șterg. 4 și cu 1. Deci înseamnă 4 cu 1, 4, perechea 4 cu 1, da. Apoi. 4, 4-2. 4-2, bine. După 5-1. Da. 5-2. 5-2. 6-1. 6-1. 6-2. 6-2. 6-1, 6-2. A ori B. B ori A. B ori A e formată din toate elementele din B. Nu, adică perechile B, de la B la A. Da, 1 și 4. Corect. 1 și 5. Da, 1 și 5. 1 și 6. 1 și 6. După 2 și 4. Corect, 2 și 4. 2 și 5. 2 și 5. 2 și 6. 2 și 6. Da, deci am găsit toate perechile acestea. Atât. Da. Și acum să vedem, asta e tema ta, da? Da. E, hai să vedem repede care sunt exercițiile tale, Darius. Da. Temă. Înseamnă că ne ocupăm noi de treburile noastre. Da. Hai să vedem așa. Domnul, mai ai problema cu prunile, fără să zicem rezultatul, să le zicem celorlalți și dacă știu să ne sune. Să vedem. Hai, lasă problema cu prunile acum, că nu e atât de importante, da? Noi să ne dreptăm la probleme de asta așa, care ne frământă în mod deosebit. Și ce parte importantă avem acum e cât asta cu fracții. Că suntem aici și mă interesează să înțeleg foarte, foarte bine asta. Deci fracții, da? Fracții. Vreau să vedem Ștefania. 1 pe 2 cu ce fracție mai este egal? Cu 2/2. 1/2 este egală și cu fracția. Amplificăm cu 2. Mulțim și sus și jos. Și egal cu 2/4. 2/4. La 2/2 știi cât era? 2/2 face 1. Deci 1/2, adică jumătate. Asta înseamnă 1/2. Jumătate este același lucru cu 2/4. 2/4. Și este același lucru cu 3/6. Și este același lucru cu 4/8. Cu 4/8. Este același lucru cu 5/10. Da. Și 6 este același lucru cu 6/12. Da. Deci, practic, mulțim cu cine vrem noi. Adică adunăm doi. Pur și simplu adunăm. Ori așa,
Ori am mulțit aici cu 6, cu 100. Dacă mulțim cu 100, vine 100 pe 200. Deci egal și cu 100 pe 100 pe 200 și egal și cu, să spunem, 50 pe 100 și așa mai departe. Deci asta înseamnă fracții echivalente acestea. Da? Fracții echivalente. Adică este același lucru. Este același lucru. Când zic 1 pe 2, ca și cum aș spune 2 pe 4, ca și cum aș spune 3 pe 6, ca și cum aș spune 50 pe 100, asta este ireductibil, că nu se mai poate simplifica. Deci 1 pe 2 se numește ireductibilă. Da? Este ireductibilă. Iar celelalte toate, toate de aici încolo, 2 pe 4 sau 3 pe 6 sau 100 puncte, 100 pe 200 sunt reductibile. Ele se pot, dacă cumva le întâlnim pe traseu, le putem aduce la 1 pe 2. Adică dacă vei găsi undeva 5 pe 10, Ștefania, nu vei sta pe, nu vei sta pe gânduri și poate fi simplificată prin 5, adică împărți și numărătorul și numitorul la 5, și 5 împărțit la 5 face 1, și 10 împărțit la 5 face 2. Dacă cumva vei găsi undeva 6 pe 12, nu stai pe gânduri și vei spune cât? 6 pe 12? Prin 6. A, prin 2 întâi. Poftim. Prin 2. Prin 2. Și vine 6 împărțit la 2. 3 supra 6. Și cum nu este reductibilă, da? Nu. Și cum este reductibil, încă prin 3 merge și va face 3 împărțit la 3, 1 și 6 împărțit la 3, 2. 1 pe 2. Deci observăm că ușor, ușor putem să o aducem la 1 pe 2. Orice fracție pe care o găsim, o putem aduce la 1 pe 2. În momentul de față, suntem foarte atenți ca ori de câte ori vedem o fracție, să nu lăsăm acolo liniștită. Și să o simplificăm până când nu se mai poate. Bun, dacă vedem, să spunem, 21 pe 14. 21 pe 14. Este o fracție. Dar noi ne interesăm întâi să vedem dacă este cu 7. Ireductibilă. Prin 7 s-ar împărți și numărătorul și numitorul, da? Și împărțim totul prin 7 și ea devine, după împărțire, egală cu 3 supra 2. Sau, dacă vedem fracția următoare, 216 supra 500 12. Ai fi egal cu 6. Adică, ați învățat 6. Prin 6 ai simplificat? Dar de unde știi tu odată să simplifici pe 6? Că eu nu știu. De unde ai tu atâtea informații? De ce prin 6 merge? Oare se împarte sigur 216 la 6? Și 512 la 6? La cât s-ar împărți amândoi, Ștefania? La 2. La 2 pentru că ultima cifră este, își pare, da? La prin 2 ar merge. Și iată, să simplificăm mai întâi prin 2. Și zicem, 2 în 2 merge o dată. 2 ori în 2 și rămâne nimic. Coborăm pe 1. 2 în 1 merge de 0 ori. 2 în 16 de 8 ori. 108. Și jos vine 2 în 5 de ori. 2 în 2 ori 2 face 4 și rămâne un 1. Coborăm pe celălalt 1. 2 în 11 de 5 ori. 5 ori 2 fac 10. Și mai rămâne 1. Și punem pe 2 lângă el, coborâm pe 2. Noi ne imaginăm împărțirea, știți? Nu la șapte, da? Și 2 în 16 de... 256, hai să fie cu 2. 256 și încă prin 2 merge. De ce merge încă prin 2, Ștefania? Te rog. Prin numărul, ultima cifră este... Pare, da. Iar prin 2. Te rog acum pe tine, Ștefania. 2 în 10 de 5 ori. 2 în 8 de 6. 2 în 8 de 4 ori.
Da? 4, 2, 8. Acum, 2 în 2. 4 pe 128. 2 în 2 o dată. 5 de 2 ori. 2 în 4 rămâne 1. 2 în 16. 16. De 8 ori. 8 ori 2, 16, da? Iarăși, mai merge încă prin cine? Prin 2 și iar este 27 pe 64. Ia să vedem, 2 în 5 merge de 2 ori. 1 cu 4, 7. Deci 1 și cu rămas restul, 1 cu 4 lângă el, 14. 2 în 14 de 7 ori, ori. Cu dreptate. Supra 64. Și 2 în, 6, 2 în 12 de 6 ori. Și 9 și 8 simplu de 4 ori. Ia să mai vedem dacă mai poate fi simplificat. Prin 2 nu. Prin 2 nu. Gata, ne-am pierdut. Am terminat-o cu 2. Că vrea ăsta, dar nu vrea cel de sus. Prin 3. Da. Ca să vedem prin 3, ar trebui să vedem dacă suma cifrelor 2 plus 7 face 9. 9 se împarte la 3. Dar ăsta, 6 și cu 4, 10. Nu se împarte la 3. Gata, prin 3 nu merge. 4. Nu, prin 4, când am mers din 2, nu mai încercăm pe 4. Prin 5. Când ultima cifră e 5 sau 0. Nu merge. Prin 5. Prin 6 e 2 și 3. N-am mers 3, nu știu că 6. 7. Prin 7. Dar 27 nu se împarte la 7. Hai să vedem ce divizor are 27. 20. Cât ori cât fac 27? Hai să facem descompunerea. Deci 27 ar merge prin 3, face 9, iar prin 3, iar prin 3, 3 și 1. În concluzie, are numai pe 3, 9 și 27. Și se doar cu reduc. Dar de ăsta de jos nu are niciun. Alo? Vă salut! Da, eu sunt la matematică, în lecție sunt în direct la Prof Online TV și nu pot răspunde. Da, bine. Da, la revedere. Este ireductibilă, că nu are, ce are asta de sus, nu are nicio clipă asta de jos. Deci, ireductibilă. Ba da, domnul, nu. Zim. Mă gândeam să-l adunăm pe 27 cu 64. Dar cum să-l adunăm pe 27? Adică să-l adunăm pe 27 de atâtea ori. Păi nu merge. Că e clar, că atâta vreme... E 4, 2, 5... Vrei să prin 27 să se împarte. Chiar prin 27. Nici vorbă. Că are prin 3 în el și ăsta nu vrea. Ăsta nu vrea. 27 ar incorpora pe 3. Da? Și atunci, dacă îl are pe 3, atunci nu se pune problema să se împarte exact. Dacă ar fi fost 54, ar fi fost de două ori. Da? Dar aici nu merge așa ceva. În concluzie, spunem că fracția aceea este ireductibilă, abia acum. Da? Hai să vedem alte fracții. 204 supra 52. Egal cu 204 supra 52. Cine? Prin 2. Prin 2 e obligatoriu. Din ce? Am șanse sigur că se vede 4 la 3. Și, deci 2 în 2 o dată, 2 în 0, 0, 2 în 4, 102. 5, 2, 2 12, 26, sigur că da. 5, 1, 5, 1, 3. 1 și 3, 51 pe 13. Și acum 13 e număr prim, n-are alți divizori. Și ne întrebăm dacă 51 se împarte exact la 13. Ia să facem deoparte împărțirea. 51 dacă se împarte exact la 13. 51 împărțit la 13. Merge. De 3 ori. De 4 ori merge oare? De 4 ori 3, 12. 4 ori 4 și 1, 5. 52 îl depășește. Nu. Asta din 3. Ia vedeți din 3. Din 3. Nu merge. Nu merge. Rămâne 12, nu? Da. În concluzie, nu se împarte exact.
Da? Deci acela este număr prim.